La un pas de tragedie, un șofer a fost cât pe ce să ia pe capota mașinii sale doi pietoni care traversau regulamentar strada. Totul a avut loc în data de 31 martie, seara târziu, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală, în secvența video surprinsă de o cameră de bord instalată în mașina unui alt șofer din trafic. Se poate observa cum un automobilist se deplasează cu viteză pe banda destinată numai transportului public. La un moment dat, acesta este la un pas de a accidenta doi pietoni care circulă regulamentar. Din fericire, persoanele care traversau strada au reacționat la timp și au alergat rapid până pe trotuar, evitând astfel o tragedie. Conform legii, nerespectarea marcajelor rutiere, dar și provocarea situațiilor de accident se penalizează contravențional.